Câțiva cetățeni moldoveni au fost blocați pe aeroportul din Roma după ce autoritățile italiene au introdus carantina națională. Despre aceasta a declarat președintele Moldovei, făcând trimitere la datele prezentate de șeful diplomației moldovenești, Aureliu Ciocoi, subliniind de asemenea că conducerea MAE este în contact permanent cu misiunile și ambasadele diplomatice din Moldova și primește informații despre moldovenii care se află într-o situație dificilă. Avem cazuri când cetățenii Republicii Moldova sunt blocați în zonele de tranzit, în țările cu risc sporit, cum ar fi Italia. Domnul ministru Ciocoi ne-a raportat că sunt 4 sau 5 cetățeni blocați în aeroportul din Roma. Au plecat din Republica Moldova, zburat la Roma, ieri sau altăieri. Acolo nu-i primesc și înapoi nu pot veni, pentru că se state rutile spre Chișinău. Pentru a evita astfel de situație, șeful statului a apelat la populație, îndemnându-se să-și limiteze cât mai mult călătoriile în această perioadă. Igor Dodon a subliniat că Moldova își așteaptă cetățenii acasă, în timp ce a îndemnat populația să nu se apuce de aventuri dubioase pentru a nu ajunge în carantină din alte țări, punându-se în pericol pe ei și înșiși familiile lor. În acest sens, președintele a amintit că Austria și-a închis granițele, iar România a limitat tranzitul pe teritoriul său, avertizând că moldovenii vor căuta alte modalități nesigure de a se întoarce acasă, așa cum fac unii încercând să ajungă în Grecia cu feribotul. Stimați concetățeni, vă recomand insistent, nu vă porniți în astfel de aventuri. Acolo, în țările în care vă aflați, unde vă acordă suportul, unde aveți toată asistența socială, medicală, din partea autorităților, care este gratis, apropo, atât în Italia, cât și în Republica Moldova, nu vă aventurați în astfel de călătorii, pentru că puteți să nimeriți în zonele de tranzit, să fiți blocați acolo pe câteva săptămâni.